Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Colegilor, voi aveți asigurări de bunuri, gen, adică nu de mașină, nu ergeau, mă refer, de-astea facultative, dacă aveți. Din când în când casco. Casco, din când în când casco. Când ai mașină nouă. Și eu am avut casco. Sau dacă e luată în rate sau leasing, când te obligă. Obligatoriu, da. Când a devenit foarte veche mașina, da, adică am plătit vreo 8 ani casco. Aha. Și apropo, la mașina mea cealaltă, când a făcut 7 ani băiatul de la casco, zis, nu mai facem. De pe cei la 10 mai merită. Nu mai... nu mai merită mașina mea. Da, nu da, mai da. Merită, îmi pare rău, nu mai facem casco. Dacă vrei, asta e viața. Mi se pare că până la 10 se poate face, după aia nu se mai poate oricum. Da. Adică și dacă vrei, nu se mai poate. Dar la casă ai? Am de aia de bunuri pentru, Doamne ferește, vreo inundație. Aia facultativă, da. Am ales un plafon, nu mai știu, că ai niște plafoane de 5.000, 10.000, 20.000. Pormă, poți să cât vrei tu, în funcție și de ce, dacă ești pricopsit. Pentru că de ce întreb? Eu am asigurare la casa din mediul rural, unde locuiesc. Și ai o casă din lemn, după câte știți. Și la casele din lemn, asigurarea e cam scumpă. Da, dar e necesară, că dacă Doamne ferește... Da, asta m-a îngrijat foarte tare când tu și cu Moise ați făcut mămăliga aia de era atât ați făcut la bucătărie, atunci am zis, bă, ce bine că am asigurare. Dar întrebarea mea e așa, și am vrea ajutorul vostru, prieteni. Ați avut vreodată nevoie de, cum se spune, să luați banii pe un incident? Nu mă refer la mașina. De o despăgubire. De o despăgubire. Și cum a mers? A mers bine sau... Că, știi, când semnezi acolo, zicea, e treabă, am rezolvat. În special problema. La de-astea de casă, dacă ați avea, că aici nu prea știm, că de casco, na, știm în general și acolo știm și unde mai sunt probleme cu anumite companii care nu mai sunt. Da. Am văzut și când cumperi electrocasnice prin magazine, acum ați aruncă o asigurare suplimentară de un an, doi. Asigurare de mobil, frate. De mobil, dar și nu în general pentru are de mobil... electronice. Ați avut vreodată asigurare de mobil? Eu am avut, da. Și? Cam când au apărut smartphone-urile. Da. Și după ce l-am spart pe primul... Ți-au dat banii? Mi-au dat banii și mi-au desfăcut contractul. Adică gen au zis că nu mai au... Ei n-au nevoie de astfel de clienți. Da, am prieteni. Apropo care de au... asta, bună chestie. Când, acum câțiva ani, am luat o mașină nouă și băi, am un ghinion. În 4 luni am schimbat parbrizul de 2 ori. Da, așa e. Și când a venit momentul să renuiesc poliția casco, că m-am dus și l-am înnuit pe casco. Au zis, hai, mulțumim. Au zis, hai, mai caută și pe altcineva, că tu ești ghinionii. Și m-au dat afară, n-au vrut să mă prelungească. Sunt și situații. 0372069599, așteptăm telefoanele voastre ca să vorbim pe subiect sau mesaje pe WhatsApp 0728111222. Deci întrebarea este dacă ți-a avut nevoie de despăgubire pentru asigurare mai de casă, mai sau de mobil. Și dacă, da, dacă a mers vreo inundație sau știi, o dată în care spus... Da, e extremă. Păi, adică să sperăm că n-avem ascultători care au păzit asemenea. Da, să sperăm că se întâmplă. Și că avem un coleg de breaslă, un reporter care a avut ghinionul ăsta, dar casa era avea credit la bancă. Și banca te obligă, da. Și atunci da, i-au refăcut casa pe banii aia. Dar dacă ești tu pe persoană fizică, treaba ta, și îți faci o asigurare de casă și Doamne ferește, se întâmplă ceva, mă, reușești să-ți iei banii? Da, și eu sunt curios că asta e cea mai populară. Știi, te-a inundat vecinul. S-a spart o țeavă în bloc, ți s-a umflat parchetul, ai o daună de 3-4.000, 5.000 de lei. Dacă, cum a mers cu asigurările? Cât de repede au dat banii? Sau invers, dacă inunzi tu un vecin. Sau. Există și de asta. 0372069599. Pentru început, o precizare, mă iertați că au venit foarte multe mesaje și să nu rămână oamenii cu o informație greșită. Se poate face casco și la mașini mai vechi de 10 ani. Da. Am multe mesaje de la oameni care spun, eu am asigurare încă din 2018, n-am pățit nimic niciodată, probabil de-aia mă țin de client. Da, cred că da. Dar sunt mai mulți oameni care au scris că se poate face casco la unele companii și la mașini mai vechi de 10 ani. Mamă, în fiecare când plătesc casco la o ustură de nu mă văd. Numai că, uite, anul trecut când a intrat domnul ăla pe contrasens și m-a făcut praf, atunci chiar a meritat. Adică reparația a fost foarte scumpă, n-aș fi plătit. Dar a meritat. Dar vorbim mai degrabă de asigurări de case. Dacă ați avut incidente mai grave și ați reușit să vă luați banii sau nu, care sunt poveștile? Nu numai, sunt și altfel de mașini. Uite, am primit despăgubiri pentru mașina de spălat și pentru aer condiționat de la compania distribuitoare de energie electrică. Sorin un din București. Puseu de la de curent. Da, probabil că da. Eu mi-a fost foarte frică atunci când m-am mutat și mi-am luat niște prelungitoare cu protecție. Sper că țin. N-am avut deocamdată nicio problemă. Probabil că au ținut până acum. Da, sper că da. Bună dimineața. Bun. Am asigurare facultativă la apartament. Este un apartament vechi din blocurile ceaușiste.
Și am avut un incident, m-au inundat vecinii, mi-am recuperat foarte repede banii de la asigurări, pur și simplu am trimis poze, am explicat ce s-a întâmplat, am evaluat paguba la maxim pe care, maximul la care se putea, adică 1500 de lei, în două săptămâni mi-au virat banii în cont. Curavă! Bine, 1500 de lei. Ia să fi fost 150.000 de euro. Mai dificil. Camelia, bună dimineața! Acolo e treaba. Bună dimineața! Bună, Camelia! Sper să mă auziți. Da, da. Zi, care e povestea ta? Eu am avut un incident mai puțin fericit decât doamna dinainte. Da. În 2018, un apartament a luat foc, dar nu un foc deschis, mai degrabă latent cumva, așa, toată casa a fost distrusă, chiar a fost și un deces din nefericire. Așa. Și mi-am recuperat banii după un an și jumătate, da, după multe insistențe și reclamații la ASF, iar suma nu vă pot spune, la ASF, a fost pur și simplu inexistentă, pentru că devizele pe care le-au făcut parchetul din lemn masiv nu se puteau pune probabil nici măcar 2 metri pătrați cu banii care s-au dat. Deci... Așa că depinde foarte mult, cred, de firma care... Dar de curiozitate, polița ta avea, presupun, o sumă maximă, că așa se fac de obicei, adică plătești aveam o... Aveam o sumă maximă de 100.000 de euro. Da? Și cât ți-au dat până la urmă? A fost destul deteriorat. 4.000 de euro. 4.000 de euro în loc de 100.000? Nu, stați puțin. Vă nu permiteți? Nu a fost daună totală. Suma apartamentul s-a deteriorat foarte mult în momentul în care au intrat pompieri. Așa de la ISU a luat foc atunci deschis, până atunci a fost foc latent. Au ars cablurile electrice, n-aș ști să vă spun exact care a fost cauza. Și nu i-ați dat în judecată? Adică între 100.000 și 4.000? Da, ar fi trebuit, mai ales că am plătit 14 ani la această firmă. Nu. Da, mulțumim foarte mult. Asta e chestia de încadrare. Știi că suma aia de 100 de mii reprezintă valoarea imobilului. Asta e în caz că e distrus imobilul. Da. Iar cei 4.000 de euro reprezintă despăgubirea pentru bunuri. Alea sunt în caz de inundație, de... Știi, și a fost... Păi spune de parchet. E distrus parchetul. Nu știu că parchetul se încadrează la bunuri. Ba nu, inclusiv asta. Adică tu ai o limită de asigurare. Când faci asigurarea asta opțională, ai odată suma de asigurare acasă, 100.000 de exemplu, și pe urmă bunurile, îți alegi tu un plafon 5.000, 10.000, 20.000 de euro, da, până în care sunt asigurate bunurile din casă. Da. Parchetul e considerat așa bun. Este. Nu știu dacă parchetul și zugrăvela e considerată bun. Zugrăvela e considerată bun? Asta e sensul. Adică suma electric... aia mare, 100.000, e dacă se distruge casa cu totul. Gențiu, mistuie un incendiu. Deci probabil că există o limită și pentru bunurile din interior, spune Luca. Limita e mare. Gresia e considerată bun, la fel ca frigiderul? Deci stricăciunile astea sunt... Ai un plafon. Ștefan, bună dimineața! Ok. Bună dimineața! Salut, Ștefan! Acum câțiva ani mi-am luat un Evoque. Un Evoque înseamnă vreo 45.000 de euro. Da. O mașină, i-am adică, pentru cine nu știe. Da, o mașină, așa. Mi-am făcut asigurare full casco la o firmă serioasă de asigurări. Așa. Am găsit o zgâriată în parcare, am băgat-o pe casco, mi-au plătit. Am mai găsit o lovită, am băgat-o pe casco, mi-au plătit câteva sute de euro. Și a treia oară au zis, mi-au trimis reziliere de contract. Păi, și au zis că nu facem asigurat casco la ghinioniști. Da, luați-vă mașini mai ieftine, că nu merită astea scumpe, nu. 0372069599, Alex, bună dimineața! Da. L-am pierdut pe Alex. Uite, bună dimineața, asigurarea la apartament a fost foarte bună. Da. Stăm la etajul 4, s-a defectat ceva la un calorifer și pe când am ajuns acasă, covoarele pluteau. Da. Ne-au despăgubit și pe noi și pe vecinul care a avut de suferit din cauza inundației. În câteva săptămâni banii au fost în cont. Dar a avut asigurare la un asigurator premium. Da. Ce faci, Saf? Bună, Gabriel, mă numesc. Sunt din Brașov, dar locuiesc în Germania. Am avut o asigurare la Vodafone, la 4 telefoane, plăteam 14 euro de telefon și am avut și în caz de furt. Am declarat la poliție că mi-a fost furat telefonul, mi-au deschis un dosar penal pe această speță și m-am dus cu toate documentele la Vodafone, la cei care au asigurare pentru Vodafone și am dat toată documentația.
Și mi-a dat răspuns după vreo câteva zile că nu mă pot despăgubi pentru că nu reiese clar din declarația politică, l-am dat furat. Clar scrie acolo că s-a deschis un dosar penal pentru furt. Deci un telefon de 1.600 de euro, nu am fost despăgubit pentru că au găsit ei ceva acolo, chichițe, ca să nu mă plătească. Bineînțeles că am activat în judecată și aștept răspunsul. Poate că nu scria, n-a scris polițistul caligrafic și nu s-a înțeles. Da, dar de precizat că a spus numele companiei de telefonie mobilă. Companiile de telefonie mobilă lucrează cu niște asiguratori, nu asigură ele da. Însele telefoanele. Simona, bună dimineața! Bună, Simona! Bună dimineața! Ia zi! Bună dimineața! Noi am avut o problemă cu asigurarea la casă. Deci, da. De foarte mulți ani, noi fiind ardeleni, ne-am asigurat casa, cu toate acareturile. Care-i legătura? Să știți că și muntenii mai așa. Am auzit că chiar și unii moldoveni asigură casă. Păi, că noi am zis că suntem mai cumos, așa. A, okay. Așa. Da, Simona. Așa. Așa. Și, bine, asta era o glumă. Da, da. Bun, și înainte de Crăciun ne-a luat foc afumătoarea. Afumătoarea? Cu tot ce era în ea. Adică șuncă, slană, nasol. Așa, cu tot ce era deci, în ea. Nu mă prins, stai puțin. Stai puțin. Deci voi ați asigurat afumătoarea? Am asigurat casa și toate acareturile. Cu șură, afumătoarea fiind în șură. Deci cu șură, cu tot ce era acolo. Da, deci așa. S-a făcut asigurare completă pe tot. Așa. Da, bun. Deci în momentul în care o luat foc, normal că a venit, am chemat pompierii, treburi, socoteli, pe lângă faptul că ne-o dat și amendă, asiguratorul, evident, a spus că nu ne poate despăgubi din cauza că nu am avut foc nesupravegheat și nu ne poate da nimica. Da. Am rămas cu buzele umflate, asta este, a fost vina noastră, să zicem, da. Și am reparat tot ce am avut de reparat acolo din banuții noștri. Nu trece mult timp și vine o vreme foarte mare, dar în decurs de vreo 6 luni, cred că am așa, și ne strică tot la șură. Deci ce s-a întâmplat de data asta? A luat foc de la trâzne sau de la ce? Asta, de data asta au fost relativ prompți. Nu știu dacă suma, că na, pe vremea aia nu mă ocupam eu de casă, ci părinții mei, dacă au fost întru totul corespunzătoare, oricum au despăgubit repede a doilea incident. Deci de asta e important la afumătoare să stai cu ochii pe slana acolo, că să nu se întâmple ceva. Deci e important să fiți atenți cu cine faceți asigurarea, să fie o companie serioasă și să citiți bine contractul, că sunt chichițe. Uite, avem pe cineva care a avut asigurare la casă, iar când s-a spart o țeavă și m-au inundat, asiguratorul mi-a spus că am depășit 5 zile pentru a anunța evenimentul. Îmi ploua de jumătate de zi din baie, iar eu nu găseam meseriași pentru o lucrare mare. Numai la asigurare nu mă gândeam. Dar uite, a depășit termenul și n-a mai fost despăgubit. Deci atenție la toate detaliile. Tare. Nu știu. Alu, băieți, avem toată familia asigurare de locuință din Mureș, vă sun. M-am avut un incident. A fost inundat de vecin. S-o spart țeava de alimentare de la mașina de spălat. Au fost foarte anevoios cu hârtiile, dar într-un final mama a primit banii după 9 luni de zile. O zi faină! Da. Mulțumim tare mult! Câte bordei, atâtea obicei, înțeleg. Da. Cumva. Da. Dar e bine dacă încheie asigurarea asta, am reținut să citești foarte atent contractul, să știi ce trebuie să faci, când trebuie să faci și cum se întâmplă când se întâmplă, că altfel riști să dai de belele. Mulțumim mult pentru telefoane și explicații. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.